Oare e ok să porți fake-uri? E mai bine să ai fake-uri și să recunoști că sunt fake decât să minți că sunt originale? Oare își va da cineva seama dacă am fake-uri bune? Cui îi pasă? Țara asta arde și tu dai click pe clipul ăsta să vezi dacă e ok să porți fake-uri sau nu? Virgile, ieși un pic din groapă să vezi ce am ajuns. Chiar vă interesează dacă sunt fake sau nu? Adică uitați-vă la tricoul ăsta Rico Owens în colaborare cu Champion. Vă puteți da seama dacă e fake sau nu? Exact. De ce aș plăti 400 de euro pe un tricou când pot să-l iau cu 40 de lei? Corect, nu? Oricum, calitatea e superioară, nu există greșeli la cusături sau etichete sau mai știu eu ce. Deci îți poți da seama dacă e fake sau nu? Ei bine, tricoul e legit, voiam doar să flexez pe voi, săracilor. Probabil ați mai auzit replica: e ok să porți fake-uri atâta timp cât recunoști că sunt fake? It's ok, dar de ce să-ți cumperi niște haine sau Adidas fake, încercând să pari ceea ce nu ești, când poți să-ți cumperi haine de la branduri mai mici, cu aceiași bani sau poate chiar mai ieftine? Pentru că, să fim serioși, prețurile fake-urilor au crescut considerabil în ultima perioadă. Bro, 100 de euro pe o pereche fake? Mai pun 10 euro și pot să-mi iau o pereche de mid sau low originali. Revenind la subiect, cu banii pe care îi arunci pe fake-uri, du-te și ia-ți ceva din H&M, Zara sau Bershka. Știu ce vrei să zici. Nu te îmbraci de la niciunul din brandurile astea pentru că nu vrei să ieși din casă și să vezi alți 5 oameni îmbrăcați la fel ca tine. Ei bine, îți poți cumpăra haine sau Adidas de pe site-uri de afară. Știu ce vrei să zici și aici. Unele nu livrează la noi în țară sau durează mult prea mult până ajung. Îmi e frică de probleme la vamă. Taci. Nu te mai plânge atât și du-te și îmbracă-te din dragon dacă tot n-ai chef să faci nimic. Sfatul meu personal e să nu apelezi niciodată la fast fashion. E o gaură neagră, trust me, I've been there, done that. La începutul carierei mele în fashion am avut o perioadă bună când am căzut în vraja prețurilor mici, dar mai târziu am aflat că nu e deloc etic și plus mai au și o calitate foarte slabă, mai ales când vorbim de branduri chinezești. Dar poate o să vorbim despre asta într-un clip separat. Deși sunt împotriva purtatului de fake-uri, vreau doar să zic câteva cuvinte pentru oamenii care judecă sau fac bully celor care poartă fake-uri. Adică, bro, ai curaj să mergi să-i spui cuiva face-to-face că poartă fake, dar n-ai curaj să vorbești cu o fată? Desigur, mai e și categoria de oameni care nu știu că poartă fake-uri, pentru că fake-urile arată din ce în ce mai real. Să zicem că scrollai într-o zi pe pagina ta preferată de resell și deodată vezi o pereche ieftină, o cumperi, pentru că tu crezi că pagina e credibilă, dar nimeni nu-ți garantează că ceva e real sau nu. Trăim într-o realitate simulată. Deja vu-urile sunt de fapt amintirile din viețile anterioare. Când dormim, suntem în comă. Oamenii care vând pe paginile de genul nu sunt întotdeauna trusted sellers și ajungi să cumperi o pereche, o porți o perioadă și după ceva timp întâlnești pe cineva care are aceeași pereche pe care o ai și tu, dar arată puțin diferită. Asta pentru că tu ai purtat fake. Nu sunt împotriva acestor oameni. Dacă porți fake și nu știi că e fake, e mai bine decât să porți fake și să spui că sunt originale, nu? Mamă, de câte ori am zis cuvântul fake în clipul ăsta? Fii atent, când îți cumperi ceva, sunt câteva aplicații unde poți uploada poze și poți face un legit check, cum ar fi check-check-up. Mi se pare că te costă 5 euro sau ceva de genul o verificare, dar cred eu că mai bine pierzi 5 euro pe o verificare decât să pierzi 100 pe o pereche fake. 100 plus în unele cazuri. Basically, trimiți poze din toate unghiurile posibile și oamenii care sunt specializați în legit check-uri vă vor analiza pozele și veți primi un răspuns în 24 de ore. Parcă, nu mai știu, am folosit-o doar de câteva ore acum ceva timp. O altă metodă de a verifica dacă deții ceva original sau nu e Facebook Groups. Aici poți posta poze cu haine sau Adidas și pe care vrei să-i verifici și poți spera că cineva care chiar are articolul tău original îți va comenta la postare și îți va spune dacă ce postezi tu seamănă cu ce are el, adică dacă sunt originale sau nu. Metoda asta e puțin tricky pentru că mai dai și de troller, dar hei, măcar e moca. Deci, over rol, te sfătuiesc să fii prieten cu H&M și Zara și să lași deoparte anturajul care îți face rău, AliExpress și Wish. Cum îți mai poți da seama dacă cineva vrea să-ți vândă fake-uri?
Cum ziceam și mai devreme, fake-urile au o calitate din ce în ce mai bună lately, unele din ele poate chiar mai bune decât articolele originale. Adică ați văzut cu toții scandalul cu Nike și StockX, când nu mai știu câte sute de mii de perechi sau zeci de mii de perechi de Jordan 1 Travis Scott au trecut de legii check-ul celor de la StockX și au ajuns pe piață. Și într-un final, cum și-a dat lumea seama că perechile sunt fake? Pentru că fake-urile aveau o calitate mult mai bună decât originalele. Deci e destul de greu să-ți dai seama. Dar totuși, am să vă vând un pont care v-ar putea fi de ajutor. Să zicem că vrei neapărat să-ți iei o pereche de Jordan original. Toți prietenii tăi au, arată bine și vrei să fii și tu în rând cu ei. E ok, kind of. Și intri pe cel mai popular site de la noi din țară, OLX. Nu mă înțelegeți greșit, puteți găsi chestii chiar faine pe OLX, but you gotta dig into it. Ce pot eu să vă sfătuiesc e să evitați sellerii care încearcă să vă convingă cel mai mult că ei au ceea ce cauți. Bineînțeles să eviți pe cei care spun că durează între 3 și 4 săptămâni livrarea, pentru că ăștia sunt dropshipperii jegoși care dau comandă din China. Și cam ăsta e timpul lor de livrare. Ca să înțelegeți mai bine, oamenii ăștia nici măcar nu dețin produsele pe care le vând, le comandă din China și după ți le vând ție la suprapreț. Să dea Domnul ca toți care faceți treaba asta să vă întâlniți în iad, la o lavă cu paiul. Și ce mai pot eu să vă sfătuiesc e să evitați sellerii care insistă că produsele lor sunt 100% originale, boss, autentic, așa calitate nu mai vezi să mor eu. De obicei, ăștia care vor să-ți bage pe gât informația că ei vând produse originale sunt fix aia care vând fake-uri. Deci, overall, e ok să porți fake-uri? Sper că te-am lămurit și ți-am răspuns la întrebarea asta sau măcar te-am jignit dacă ești bulangiu care face dropshipping cu fake-uri. Morala clipului, nu fi ratat ăla care vinde fake-uri și pretinde că sunt originale.